Deși nu mai e printre noi, pe data de 19 noiembrie, Petrică Mânsu Stoian ar fi trebuit să ajungă în fața judecătorilor. Regretatul cântăreț trebuia să ajungă la tribunal după ce un compozitor îl acuza încă din 2012 că i-a furat melodiile. Acesta l-a dat în judecată în urmă cu 9 ani pentru încălcarea drepturilor de autor, asta deoarece spunea că i-ar fi folosit cântecele la anumite evenimente fără a-i cere acordul. Deoarece artistul a murit, acum la tribunalul din Craiova, procurorii trebuie să se pronunțe în acest caz. Artistul avea o avere uriașă și cel mai probabil va rămâne nepoților și surorilor. Momentan nu se știe dacă ei vor fi nevoiți să ofere compozitorului daune materiale în urma dosarului. A plecat mult prea devreme dintre noi, însă amintirea lui o să rămână vie în mintea noastră celor care i-au ascultat melodiile îndrăgite și l-au urmărit de-a lungul vieții. Interpretul de muzică populară a fost un om bun, cu suflet mare și iubit de mii de oameni. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini și să auziți mai multe detalii despre acest subiect, eu vă invit să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificare.